Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Invitatul meu vine de la Constanța, este antreprenor, a absolvit facultatea de energetică și în urmă cu 23 de ani a hotărât să-și alinieze principiile vieții alături de Dumnezeu, să permită schimbări în viața sa. Și de curând mi-a atras atenția o declarație pe care a făcut-o și care m-a determinat să-mi doresc să aflu mai multe. Spunea că relația sa cu Dumnezeu este cumva diferită, că percepe și că are o altă perspectivă asupra legăturii cu Dumnezeu. În plus, există cuvinte ale Scripturii care îi așează viața într-un mod aparte. Și există un text în Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 48, care pare să fie versetul care îi animă cel mai mult trăirile. Se gândește la desăvârșire, pentru că textul spune: fiți deci desăvârșiți, așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Numele său este Marian Teletin. Bine ați venit, bine ați revenit la Jurnal. După 11 ani, cred că ne-am mai întâlnit într-o situație. Exact, în 2011, dacă apreciez bine. Dar într-un alt format. Exact. În studio nu v-ați aflat practic niciodată. Nu, niciodată. M-au surprins cuvintele dumneavoastră. Chiar în 23 de ani, practic, pot schimba perspectiva asupra legăturii cu Dumnezeu. În ce sens se schimbă legătura cu Dumnezeu? Nu știu, că aș face o comparație cu o legătură firească de iubire. Cum e iubirea la început și cum se așează ea la urmă, dar în sens bun, în sens pozitiv. Are o altă valență, are o altă greutate, are o altă valoare. Nu mai are exuberanța, nu mai are, cum să spun, starea aia euforică de început, prima iubire, cum se spune, dar din punct de vedere intensitate n-aș putea să spun că e diferită, ba aș putea să spun că, după opinia mea, e mult mai intensă după 23 de ani. De unde luăm povestea aceasta cu Dumnezeu? În mod cronologic ar trebui de la început. Haideți să luăm de la început. Povestesc atunci ceva de la începutul legăturii mele cu Dumnezeu, că efectiv în momentul ăla, acum 23 de ani, a intervenit legătura lui, adică a intervenit Dumnezeu în viața mea. Până atunci nu. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? A trebuit să... Da, în primul rând vreau să vă spun că descriu o stare pe care am avut-o. Deci nu sunt în aceeași rezonanță cu starea mea sufletească de acum, dar am să încerc pentru dumneavoastră și pentru telespectatorii dumneavoastră să înțeleagă care a fost o evoluție în raporturile, în legătura mea cu Dumnezeu. Deci eram tot antreprenor, conduceam niște firme de construcții cu multă tevatură, cu problema ca după Revoluție, imediat. Vorbesc de imediat anii care au urmat după Revoluție. Deci probleme nenumărate legate de nou stil de viață. Am trecut de la comunism la capitalism. La comunism fusesem tot un fel de lider, fusesem și secretar de UTC și secretar de partid și șef de învățământ politic, așa, ca să fac o descriere, ca să înțelegeți de unde am picat, de unde vin. Și fără niciun fel de tangență cu Dumnezeu, dar absolut nicio tangență. Mai aveam tangențe din astea prin ricoșeu, adică, ca să vă dau un exemplu, am avut la un moment dat o lecție de învățământ politic la care eram lider acolo, la noi, în cadrul nostru restrâns al firmei, al întreprinderii. Și am avut o lecție care se intitula Cum să facem să determinăm tovarășii și să nu mai creadă în Dumnezeu. Deci vă dați seama, și mi-am adus aminte mult mai târziu la o școală de sabat, că a trebuit să țin la același discurs în mulții cu minus 1. Nu că a trebuit, am avut pe inimă să țin. Și acum... Cum s-a produs schimbarea? Schimbarea s-a produs, de-aia v-am spus la un moment dat când am avut discuția telefonică, că am o plecare spre Dumnezeu atipică.
Adică nu sunt omul care am venit în mod obișnuit la Dumnezeu. Adică nu am fost frământat de niște probleme legate cum ați venit? De... Cum ați venit? Deci eu am venit fără voia mea la Dumnezeu. Deci cum așa? Dumnezeu în mila Lui, am mai spus treaba asta, în mila Lui, nu știu, s-a uitat la mine și probabil că în mila Lui mi-a schimbat viața. Deci nu aveam niciun fel de legătură cu Dumnezeu, absolut niciun. Și din cauza problemelor și a tensiunilor pe care le aveam la serviciu, m-am îmbolnăvit, stres intens. M-am îmbolnăvit și acum nu vreau să intru în detalii, vreau să trec repede peste treaba asta, pentru că e o chestie veche și îmi scapă multe detalii, dar esența vreau să vă transmit. Deci m-am îmbolnăvit, m-a internat la urgență la Spitalul Floreasca din București, am suferit vreo 6 intervenții chirurgicale de grad 0, cum se spunea pe vremea aceea, de grad vital. Nu mai aveam niciun fel de șansă, deci efectiv niciun fel de șansă. Și ca să ating apogeu, încerc să spun cât mai repede aceste lucruri. La un moment dat aveam o hemoragie internă atât de intensă, încât hemoglobina scăzuse pe la 2, nu... Țin minte această cifră, nu sunt specialist în materie, dar țin minte cifra. Medicii au zis că sunt aproape mort. Chiar aș putea să dau și un nume, acum cred că nu se supără pe mine, bănuiesc că dânsul și-aduce aminte. Vorba de profesorul Constantinescu, care a zis, când am văzut că ai scăpat, mi-am adus aminte de un film pe care l-am văzut eu, în care niște personaje ale filmului scapă dintr-o întâmplare extraordinară. Zice, nu credeam că te mai văd viu. Și cred că profesorul Constantinescu, unul dintre cei mai mari specialiști în domeniul gastroenterologiei, gastrointestinal, da, făcea investigații în momentul ăla. Aveam o hemoragie declanșată pe tot peretele intern al stomacului și nu se putea trata. Deci era imposibil. În momentul ăla, trebuie să vă spun lucrul ăsta, îmi pare rău, vă consum din timp, dar trebuie să vă spun ca să înțelegeți cum se poate ajunge cum poate să ajungă un om ca mine, cum am fost, să ajungă în legătură cu Dumnezeu. Vă ascult cu interes. Mă bucur că mă ascultați, deși nu credeam că mai sunt în stare să relatez. N-am mai relatat de mult lucrul ăsta, pentru că am altă legătură cu Dumnezeu. Acum sunt fascinat de legătura actuală, astfel încât trecutul aparține trecutului, ca să zic așa. Deci... Mi s-a declarat, după mărturisirea soției mele, care a primit îngăduința să stea la reanimare lângă mine, pentru că era o criză de personal, cum se întâmplă la Spitalul Floreasca de obicei. Sunt fel și fel de cazuri, apar multe ambulanțe, multe cazuri, sunt medici se plimbă dintr-un salon într-altul. Deci soția mea a avut îngăduința să stea lângă mine și mi-a relatat din întâmplări. Deci, întâmplările pe care eu nu le mai conștientizam, pentru că eram într-o stare de, nu știu cum să o numesc din punct de vedere fiziologic, probabil un fel de comă, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, eram total inconștient. În schimb, am avut un vis care m-a tulburat tare de tot. Acum, nu stă bine unui antreprenor să spună despre vise. Cred că nu cad bine deloc în tagma antreprenorilor, povestind vise pe care le am și pe care... Le-am primit cu mare, cum să spun, cu mare zbucium interior. Care era visul? Deci am visat că eram judecat. Eram în fața judecății. Eu care am crezut că nu o să mă judece decât comitetul de partid, nu credeam că o să ajung să mă judece. Deci mă judecau două entități, două persoane, ca să zic așa. Mă judecau două persoane, nu le vedeam, dar mă judecau. Deci ascultați-mă că vă spun visul, sper să nu plictisesc pe nimeni. Deci eram 7 persoane judecate, eram aliniate într-un fel de grupă ca la armată și pe fiecare, după ce era judecat fiecare, nu auzeam comentarii despre fiecare, nu auzeam, dar când era terminată judecata, respectiv era ridicat la cer și devenea frumos, strălucitor, era o feierie. Când a ajuns la mine și la penultimul, a zis, pe voi doi nu vă luăm pentru că voi trebuie să vă întoarceți înapoi. Și atunci eu, fiind mare, gălăgios de fel, am zis, dar cu mine ce aveți, de ce nu mă luați? Eram într-o stare din asta și a zis, nu, trebuie să te întorci și să-ți îndrepți mersul. Dar fiți atenți, și mi-a zis o chestie care, iar repet, nu dau bine, dar vă spun, pentru că dacă tot m-a trimis Dumnezeu aici să vorbesc, păi apoi să vă vorbesc. Deci zice, uite, mi-a arătat un desen în visul meu.
un desen pe care nici astăzi nu l-am înțeles. Zici, și mi-a zis, ai să-l înțelegi mult mai târziu, dar ai să-l înțelegi. Aștept să-l înțeleg, nu l-am înțeles încă. Ce arată desenul? Nu pot să văd. E un fel de cruce neterminată, era ceva. Pot să-l desenez, în schimb. L-am avut mult timp pe sigla firmei. Toată lumea m-a întrebat ce e ăla și n-am explicat la nimeni. M-am trezit, după ce am fost declarat aproape mort, m-am trezit. Deci medicii au fost surprinși și o să mă opresc, o să vă relatez numai faza în care medicii au constatat că trăiesc. Deci dimineață la raportul de gardă, la Floreasca, și era pe vremea aia, în 1999 se întâmpla. Deci la raportul de gardă veneau șeful clinicii în față, după aia veneau profesori, conferențiari, mă rog, asistenți, personal medical, studenți care erau, deci era așa un mare cortegiu, ca să zic așa, că nu intrau în salon decât câțiva reprezentativi, ceilalți rămâneau pe sală. Și când a intrat domnul profesor, hai să-i spunem numele, domnul profesor Ionescu, care era șeful clinicii de chirurgie, cine știe, și aduce aminte cu siguranță de dumnealui, a zis, băi băiete, eu am revenit în complet. Din hemoragia aia, hemoragia s-a oprit, îmi revenisem, eram perfect lucid și mi-a zis, băi băiete, din momentul ăsta eu încep să cred în Dumnezeu. În fața tuturor, vă dați în fața tuturor. Eu nu aveam treabă cu Dumnezeu. Nici nu ascultam. Eu eram cu frică de moarte, nu eram cu frică de Dumnezeu. M-am mutat, trec peste detalii, detalii sunt multe, nu avem timp să vă spun. Dar m-am dus la reanimare, la salon, și în timp ce eram la reanimare, a venit un băiat cu ochii albaștri, blond, la mine, în salon, să-mi aducă o carte. Nu-l cunoșteam, era foarte tânăr, și mi-a zis așa, domnul Tălătin, s-a uitat la mine foarte, cu o privire candidă, așa, parcă îl vedeam ca pe un înger. Un înger, ceva, deci ceva care nu poate exista. Mă uitam la el ca la un înger. Deși nu aveam noțiunea îngerilor, și, da, din filme mai știam și eu și din cărți. Zice, dacă... Mi-a dat o carte. Și zice, vă spun un lucru, dacă nu... Nu mai știu care a fost exact cuvântul lui. Dacă nu vă agățați sau dacă nu vă lipiți de Dumnezeu, o să muriți. M-am supărat tare de tot și am spus, băi băiete, eu mă vezi în ce... cum sunt internat. Aveam tuburi de dren, aveam... imaginați-vă că aveam pungă din aia de... aveam un intestin scos afară, adică nu era o operație făcută să încoase intestinele, era un intestin scos afară într-un fel de anus contra naturii, un cateter în gât, în fip, cu, nu mai aveam vene să... multe sonde, urină, mă rog, aveam, ziceai că sunt efectiv o navă cosmică. Și am spus, tu vezi câtă tehnică medicală e în jurul meu, vii tu să-mi spui chestii de-astea, te rog frumos să mă lași. Băiatul mi-a lăsat cartea și a plecat. După ce a plecat băiatul ăsta, în mintea mea, da, antreprenor, și subliniez treaba asta, că probabil că mai pică cât un antreprenor care nimerește pe speranța și, și se uită. Deși poate îi pun multe semne de întrebare, s-ar putea să-și pun aceeași întrebare care mi-am pus eu atunci. Și am zis în mintea mea, dar dacă există Dumnezeu? Dacă există și o să mor. Și am zis, nu se poate, dacă există, dar dacă există Dumnezeu, cum să stau așa? Și m-am ridicat, aveam recomandare de la domnul profesor să încerc să mă mișc așa cum eram. Ieșeam până în pragul ușii la reanimare, vis-a-vis era stadionul Dinamo, reușeam să ajung până la geam, să mă uit puțin, mă întorceam cu toate durerile alea pe mine. Și am hotărât să mă duc jos, că era o capelă. O capelă făcută de Biserica Ortodoxă, undeva la parter, zic să mă duc să văd ce e cu Dumnezeu. M-am dus așa cu liftul, ușor, ușor, am intrat înăuntru, erau vreo trei femei care, cu niște lumânări aprinse. M-am uitat, am luat o carte, era o carte ortodoxă despre niște întâmplări cu Părintele Paisie la Muntele Athos, mă rog, niște povestiri de genul ăsta. M-am întors în cameră, mi-am pus întrebări în continuare și nu vă ascund faptul că am început să citesc din cartea aia și tot ce scrie acolo am început să cred.
Dom'le, am început să cred. Subit. Eu care nu credeam, eu avusesem un șofer care îmi spunea, era, băiatul era la credință și îmi povestea și predici. Și eu îl lăsam să vorbească și îi spuneam, săracul, e dus cu capul, zic. Nu. Dar nu îl contraziceam, îl lăsam să vorbească în legea lui. Am manifestat un fel de milă la adresa lui, pentru că nu are capacitate, nu are rezoluție intelectuală să realizeze ce e cu el. O minte firavă, construită slab. Și nu are altă variantă decât să se agațe de chimere, să-și imagineze că există o forță supranaturală care îl poate salva, dar el e vai de capul lui. Deci, dintr-o dată am început să cred. Deci ce citeam, credeam. La un moment dat, preotul ăla, nu știu ce vedea, avea vedenii din astea, vedea înainte, avea înainte vedere, capacități din astea care sunt supranaturale și care sunt cu ajutorul Duhului Dumnezeu, noi știm că e posibil. Credeam absolut tot. Absolut tot credeam. Dar știți ce se întâmplă? Și vă mai relatez un lucru după care sărim la treaba cealaltă, că asta e prea trecută, e prea de mult timp. Deci am început să am discuții cu Dumnezeu. Eu nu aveam limbajul, pot să spun că nici acum n-am limbajul adecvat. Nu sunt un fericit vorbitor în fața lui Dumnezeu. Sunt mai din topor, ca să zic așa, adică vorbele mele nu sunt așa bine ticluite și așezate, așa cum ar trebui, zic eu, în fața lui Dumnezeu. Ce ați început să discutați? Am început să-i spun, Doamne, eu, dacă existi într-adevăr, hai să facem o discuție. Dacă existi, mie trebuie să-mi dai niște dovezi. Dar îmi dai dovezi materialiste, că așa învățasem eu la materialism, dialectic. Nu dai din astea spirituale, că nu le înțeleg. Îmi dai ceva concret să văd, ca să înțeleg că existi. Și vă dau o singură experiență, deși vă spun ce mi s-a întâmplat mie atunci, cred că nu s-a întâmplat. Deci sunt un tip total atipic, ca să zic așa. Deci 2 săptămâni de zile, ce m-am rugat eu la Dumnezeu, s-a îndeplinit. Deci, dacă ați găsit vreun astfel de om, cred că nici în Scriptură, dacă am căutat să văd, măi, s-au rugat niște oameni al Dumnezeu 2 săptămâni la rând și tot ce se rugau se îndeplinea. Dați-mi câteva exemple, dacă deci, se poate. Da, un singur exemplu vă dau ca să vă dați seama ce imaginație aveam și cum răspundea Dumnezeu la astfel de rugăciuni, care nici nu erau rugăciuni, erau un fel de dialog. Deci, eram tot așa, rezemat cu coatele pe canatul ferestrei la spitalul de urgență. Și, bine, medicii tot credeau că mă duc, că aveam toate intestinele în putrefacție. Adică, nu era nicio speranță cu mine, din punct de vedere medical. Și au ieșit 2 medici din salonul unei doamne, și țin minte numele doamnei, Ludmila. Așa o chemă pe doamna respectivă, din rezerva doamnei Ludmila. Vorbeau medicii între ei și a zis, dacă îi curge urina pe lângă sondă, e grav cu doamna urina, cu doamna Ludmila. Eu găsesc de cuvință să-mi continui dialogul cu Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu existi, fă următorul lucru. Fă ca domnul profesor Ionescu să vină după colț, să-i întrebe de unde vin, ei să spună că vin de la salonul doamnei Ludmila, să-i întoarcă, să constate că ei n-au pus bine sonda și să-i muștruluiască. Deci vă dați seama ce îi spuneam eu lui Dumnezeu. Îți vine să râzi că așa ceva. În momentul în care s-au apropiat de colț, pentru că așa era coridorul, în colț a apărut domnul profesor Ionescu. Deja am simțit ceva, zic, dar nu se poate, zic. Suntem oameni cu picioarele pe pământ. Există o probabilitate matematică. Domnul profesor mișună toată ziua pe coridoarele astea. Nu? Deci am trecut peste asta. Zice, unde ați fost? La salon, la doamna Lumina. Și cum e? Zice, grav e. Hai să văd. Și când iese din salon, le face... Deci, deja eram zic, mă, dar înțeleg să se întâmple, probabil, dar să și spună ce am spus eu. E prea de tot. Zic, asta vine peste orice fel de... Deci, aici vreau să fac o paranteză. Noi, oamenii, nu suntem acomodați cu supranaturalul. Nu suntem acomodați cu Dumnezeu. Nu suntem acomodați cu lumea care este dincolo de percepția noastră pe care o considerăm noi reală. Noi nu știm treaba asta. Habar n-avem. Și un om ca mine, văzând aceste lucruri, deci la mine s-a făcut o fantă așa, în care am văzut și alt univers. Dintr-o dată așa. S-a deschis o portiță mică, am văzut un alt univers, am rămas șocat. Deci am rămas șocat. Și după aia 2 săptămâni, eu am experiențe fabuloase în alea 2 săptămâni, pot să scriu 3 cărți
groase, ce s-a putut întâmpla? Și ca să termin definitiv, că am zis că termin povestea asta, imaginați-vă că după două săptămâni fabuloase, la care auzeam că Butărița e bolnav, mă rugam să făcea bine. Adică era ceva, nu vă pot, și vă pot da exemple concrete cu martori. Cu martori care chiar au declarat public, chiar am pus o declarație publică despre ceea ce s-a întâmplat atunci. Deci, dintr-o dată Dumnezeu mi-a dispărut. A dispărut Dumnezeu. După două săptămâni. După două săptămâni, Dumnezeu, ajunsem acasă, eram într-o stare de asta. Sănătatea era în regulă deja? Nu era în regulă, eram cu alea. Mă trimiseseră acasă, din mărturisirea ulterioară a domnului profesor. Dânsul nu mai trăiește, așa că nici măcar nu mai poate să mă ierte dacă ar auzi. Dar din mărturisirea dumnealui ulterioară, a rezultat că m-a trimis acasă că nu mai știa ce să-mi fac. Și m-a mințit efectiv, mi-a zis, du-te că acasă există un alt mediu și e posibil să vii mai bine și te întorci. Și... lucru care de fapt s-a și întâmplat. Dar mi-a mărturisit că m-a trimis acasă cu ideea că nu o să mă mai vadă în viața lui. Pentru că eram deja un pacient care îi dădeam dureri de cap. Deci nu mai e. De fiecare dată când intervenea la mine, îi spuneam, mi-e frică. Când te văd, zice, mi se face frică. Nu știu dacă aveam intestinele în putrefacție și nu făceam niște spălături exterioare. Mă rog, era o problemă. La cât timp de la momentul acesta, practic, v-ați însănătoșit? Păi, m-am însănătoșit destul de rapid pentru că eu ce am făcut? Am devenit brusc vegetarian, fără să-mi spun niciun medic. Deci nu mi-a spus nimeni. Eu când am plecat din spital, mi-a zis așa, mănânci pâinică prăjită cu puțină fripturică, dar să nu fie grasă, să nu fie carne roșie. Mi-a explicat niște... eu am început să mănânc numai ce îmi făcea bine. Simțeam că nu-mi face bine, scoteam. Și uite așa, în cel mai scurt timp am devenit vegetarian. Era singurul lucru care vă făcea bine. Îmi făcea bine, da. Îmi făcea bine. Și practic... Și vreau să vă mai spun o chestie hazoasă chiar cu domnul profesor. De să mă ierte și să... Era pe vremea aia, era și domnul Beuran, era acolo. Și dânsul am avut discuții multe cu dumnealui. Nu știu dacă își mai aduce aminte că avea un stil. Opera, cred că făcea 15 operații pe zi. Domnul Beuran era doctor tânăr. Dar când intra în gardă, opera tot spitalul. Deci toți cei care nu ajungeau la masă de operație erau operați de domnul profesor Beuran. Bine, pe vremea aia nu era profesor. Deci după m-am întors la spital și am declarat că vreau să mă treacă pe normal, pentru că aveam intestinele scoase pe... Vă dați seama că nu eram un om normal. Și au încercat să mă convingă să stau așa că e bine, că mai există un domn, era un domn, dacă vă aduceți aminte, care prezenta o emisiune muzicală, Paul Sava se chema, muzică, și omul suferea de vreo 20 de ani de aceeași chestie, avea un fel de pungă din aia cu anus din ăsta contra naturii și omul făcea față onorabil la toată viața socială pe care o avea. Și au încercat să-mi spună că e mai bine așa, că nu are sens să mă... Numai că eu încredințat, fiind acum de Dumnezeu, că totul e ok. Eu n-aveam nicio spaimă. Mă uitam la medici care aveau emoții și mă gândeam și emoții au că totul e ok. Deci asta înseamnă credință, într-adevăr. Deci am avut o perioadă în care am avut o credință fabuloasă, zic eu. Și nu, asta nu e laudă. Eu vorbesc numai în dreptul lui Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc despre mine, chiar în cade greu. Eu, ce față am eu de antreprenor? Să mă duc mâine să fac nu știu ce acte antreprenoriale când mă apuc și povestesc vise și în mediul ăsta în este care poveste. Nu există fanta asta. Este povestea dumneavoastră. Este povestea dumneavoastră de viață. Întorcându-ne la momentul la care ați ajuns la spital și care a fost reacția medicilor, ce a urmat să fac? A urmat dorința mea. Deci m-au operat, m-au pus, mi-au cusut intestin, mi-au tăiat niște metri de pe acolo, din intestine, mă rog. Eu eram un individ mai solid, nu eram așa. Și v-ați simțit mai bine după ce s-a întâmplat operația aceasta? Da, după aia m-am însănătoșit. Credeau că vă veți însănătoși? Sau... După aia am văzut reacții medicale. Ce s-a întâmplat cu ficatul tău, care era înfășurat în grăsime? Ce s-a întâmplat? Aveam tot felul de parametri, anapoda. Toți au devenit foarte buni.
Deci toți erau foarte, foarte... Deci, pe de-o parte, era regimul alimentar vegetarian pe care l-a adoptaseți, dar a spus și Dumnezeu. Cu toate acestea, când v-ați reîntors de la reanimare și, mă rog, prima dată din spital, ați spus că ați pierdut, practic, simțământul că Dumnezeu mai este acolo sau că sunteți într-o legătură foarte puternică. Deci aveam... Cum s-a simțit cu acesta, practic? Eu am un hobby, pictez. Sunt chiar și cunoscut ca pictor, am și expoziții de pictură, mă rog, asta e altă latura a vieții mele. Și aveam un atelier de pictură și mă duceam, nu pictam, mă duceam acolo și mă plângeam, încercam să-L stric pe Dumnezeu. Doamne, unde ești? De ce nu mai vrei să apari? Deci știți cum e când ești părăsit de Dumnezeu? Eu am încercat pe avea pe sentimentul ăsta. Deci, doamne, e groaznic. Doar sentimentul, când cred. Ești un om credincios și te-a părăsit Dumnezeu, sau, mă rog, ești în relație cu Dumnezeu și te vezi lipsit de Dumnezeu, e groaznic. Deci nu mai, e ceva, e o negură totală în viața ta. Deci nu mai înțelegi nimic. Dar Dumnezeu trebuia să-mi spună că nu lucrează așa. Știți ce înseamnă credința, nu? O încredere în... Lucrurile nevăzute. Lucrurile nevăzute. Ori la mine nu mai era vorba de credință. Eu nu eram un credincios atunci, de fapt. Eu eram un om care palpam realitatea înconjurătoare. Eu vedeam ce se întâmplă, știi? Dumnezeu, în mila Lui, mi-a deschis așa, cum am zis eu, o fantă așa și am văzut ce e dincolo. Când ați redobândit sentimentul că am început să-L caut, să vă spun, am început să-L caut pe Dumnezeu. Unde să-L caut pe Dumnezeu? Nu mi-apărea. Mă rugam, nu mi-apărea. Mă rugam să se mai întâmple ceva, nu se mai întâmpla absolut nimic. Dumnezeu nu mai exista. Și atunci am început să-L caut prin cărți. Am început să citesc Biblia. Am citit Biblia, am început să înțeleg cum lucrează Dumnezeu. Și am înțeles ce înseamnă credința. Și am spus că Dumnezeu nu s-ar arăta așa. Că dacă s-ar arăta așa, și ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu s-ar arăta așa? N-ar mai fi niciun parlamentar în Parlamentul României, toți ar fi în biserici. Deci Dumnezeu nu are stilul ăsta. Deci Dumnezeu lucrează altfel. Ne-a dat speranța asta, ne-a dat credința ca o nădejde în lucrurile astea care noi ne nădăjduim. Pe care nu ni le arată în mod intenționat fățiși, ca să... Și să aleagă greu de neghină, că altfel nu poți. V-ați explicat vreodată de ce în momentul acela cel mai greu El a operat sub forma aceasta atât de incredibilă? Nu, numai de milă, de o milă deosebită. Nu știu ce a văzut la mine. A văzut... I s-a făcut milă, cred. S-a fi fost doar milă? Cred că doar milă a fost. Pentru că eram într-o situație formidabil de dificilă. Deci dificilă, dificilă. Ca antreprenor, dificilă, dificilă. Eu parcă aș zice că din dragoste. Acum nu știu, hai să facem o legătură între milă și dragoste. Este o mare legătură între milă și dragoste. Este. Și dacă n-ai dragoste, nu cred că poți să ai milă niciodată, exact, în viața ta. Dragostea e întâi de milă. Da, e întâi, da. Dar nu poți să ai milă dacă n-ai dragoste. Așa e. Deci dragostea e ceva care trebuie să fie. Așa e. Deci până la urmă din dragoste, ca să zic așa. Până la urmă din dragoste. Ce s-a întâmplat mai departe? Mai departe, haide să vă spun. Deci mai departe, exact ca într-o relație din asta de căsătorie, dar una din aia adevărată, în care relațiile sunt bune, sunt adevărate. Deci se sedimentează lucrurile. Nu mai ești așa de entuziast. Dumnezeu nu-ți face minuni așa cum ți-ai dori tu să-ți facă. Lucrurile se așează în mod normal și Dumnezeu te sprijină să te aducă într-o fază în care îi convine Lui. Și tu trebuie să ai o relație sănătoasă cu El și să fie o armonie în relația ta cu Dumnezeu. Să nu mai fie așa cum să spun o ca la o întâlnire de cerere, te întâlnești cu Dumnezeu numai când ai nevoie. Dumnezeu trebuie să stai ca într-o familie iubitoare în care El stă alături de tine, tu stai alături de El. Și să vă spun un lucru. Și acum hai să ajungem la zilele astea pe care le trăim acum. Despre alea din urmă sunt multe de spus, dar nu mai am detalii și nu mai am același, cum se spune, lanț, mai vorbesc. Bun, perioada aceea, ca să trecem, să avem o legătură, ce vă transmite despre Dumnezeu? Ce vă spune? Ce ați simțit despre El? Ce ați cunoscut? Ce ați văzut? Perioada aceea a fost... M-ați caracterizat-o. Deci a fost perioada în care Dumnezeu
mi-a deschis ochii, ca să zic așa. Deci eu gândeam despre univers care arată într-un fel și Dumnezeu mi-a deschis capul. Mi-a zis, lumea pe care o știi tu nu e așa. În lumea care o știi tu exist eu. Deci ăsta e un lucru formidabil. Deci a fost cunoștința, deci cunoașterea de Dumnezeu. Deci și eu am cunoscut pe Dumnezeu. Vedeți cum l-am cunoscut eu pe Dumnezeu? L-am cunoscut întâi pe viu și după aia din cărți. Și de aia zic că e mai atipică cunoștința. Deci mulți dintre noi îl cunoaștem pe Dumnezeu întâi din cărți. Și sunt și argumente. Și credința vine prin auzirea cuvântului. Sau sunt și motivații. Dar sunt motivații și în sensul celălalt, în care legătura directă cu Dumnezeu are o valoare inestimabilă, e incomparabilă vis-a-vis de informații pe care le ai despre Dumnezeu. Si? Asta spuneți că aveți o altă perspectivă asupra relației cu Dumnezeu. Ce și în ce fel s-a schimbat? Păi asta, nu știu, eu vă spun haotic, efectiv, nu sunt, n-am... Nici nu-mi propun să vă răspund altfel, pentru că consider că e un dialog firesc între noi. Deci, la un moment dat mă rugam, în perioada respectivă, Tatăl nostru care ești în ceruri, care ești în ceruri, și deci, acum mă mai rog, pentru că face parte din ritualică. Dar la un moment dat am realizat un lucru, tot luând la cunoștință adevărului lui Dumnezeu, am realizat că, așa cum spune și Scriptura, nu știați că voi sunteți templul Duhului Sfânt care sărășuiește în voi. Deci noi nu știm că Dumnezeu sărășuiește în noi. Deci este un adevăr pe care noi nu-l avem, cum să spun, rădăcinat în conștiința noastră, moment de moment. Noi doi, în momentul ăsta când discutăm acum, noi avem pe Dumnezeu în noi. Deci există Dumnezeu în noi. Și nu există niciun fel de pedeapsă pentru cei care viețuiesc urmând sfaturile Duhului Sfânt. Deci, ca să dau niște... să citesc un text. Deci, este nădejdea slavei. Da, da. Deci, eu acum nu mai mă gândesc la Dumnezeu ca fiind pe undeva prin galaxii, prin ceruri, pe undeva departe, năpădit de problemele universale, toate cereri și rugăminți adresate lui. Și eu când mă gândesc că Dumnezeu e în inima mea și când știu clar că Dumnezeu este sălășuiește în mine prin Duhul Sfânt și că l-am aici, eu nu-l mai văd pe Dumnezeu depărtat. Eu îl văd pe Dumnezeu, cum să spun eu, adică nu mai am senzația că e cu mine. Și de foarte multe ori mi se întâmplă să mă uit, eu sunt pictor în timpul, mult timp. Și să știu că pictura e o chestie, o terapie extraordinară. Deci, de regulă, pictura se focusează asupra obiectului pe care îl produci. E o mare greșeală, după părerea mea. Deci, pictura este un proces, e un procedeu. Este o terapie chiar. Deci, stau de vorbă cu Dumnezeu când pictez. Ce-i spuneți? Un exemplu. Ce-i spuneți de cele mai multe ori? Deci, știți cum, am sentimentul că Dumnezeu vede, și sunt convins că așa se întâmplă, vede același univers pe care eu îl văd cu aceiași ochi pe care eu i-am. Deci, îl întreb cum vede el, cum mi se pare lui. Deci, și chestia asta îți dă o reținere fantastică când vrei să iei o decizie. Deci nu mai ești, cum să spun, nu mai ai viteza de reacție pe care o ai în mod firesc, pentru că nu e singur. Deci ca să iei o decizie acum, eu ca să iau o decizie, ați văzut că v-am amânat cu emisiunea, am zis, mai lăsați-mă o zică. Nu pot să, că nu sunt singur, nu sunt de capul meu, ca să vă zic așa. Deci, deci e o conviețuire din asta, e un fel de, deși sună prost, e o dedublare de personalitate. Și lucrul este efectiv și e teologic explicabil, pentru că fiind templul Duhului Sfânt, tot în templul ăsta sălășuiește și Duhul omului, Duhul meu personal. Și Duhul meu încearcă să citească de la Duhul Sfânt și încearcă să învețe dacă ai această dorință, dacă ai această aplecare. Că sunt unii care, deși li se oferă Duhul Sfânt, nu-l primesc, pentru că nu-l cunosc. Nu? Cum? Îmi spuneați zilele trecute că vă simțiți ca în fața unui zid
Iar dumneavoastră sunteți undeva în fața acestui zid, încercând să vă ridicați în vârful picioarelor, să priviți dincolo de zid. Da. Și ceea ce vedeți e fascinant. Da, pe de o parte de ce zid, pe de altă parte ce vedeți dincolo de este fascinant. Prima dată când am văzut că ar fi vorba despre zid, m-am blocat puțin și mă gândeam ce înseamnă zidul acesta în experiența omului. E un zid, dar e o limită. M-am bucurat însă că vedeați dincolo și părea ceva fascinant și mi-ați trezit interesul deja. Da. Deci, ce este zidul? Așa cum știm, când depășești 70-80 de ani, deja te numeri printre cei mai tari. Aveți așa. 72. Mulțumesc. 70. Da, mulțumesc. Deci mă număr printre cei mai tari, așa cum stă scris. Din punctul ăsta de vedere, nu din altele. Și când te gândești de unde ați plecat, de pe o masă de operație în care nu vi se dădeau prea multe șanse. Da, nu mi se dă, nu mi s-a dat decât un sfert de oră. Decât ăla. Atâta mi s-a dat. Și iată-vă astăzi aici. Un sfert de oră mi s-a dat. Cu sentimentul că sunteți în fața unui zid. Da, corect, da. Datorită vârstei? Da. Deci acum sunt antreprenor, dar ce fel de antreprenor sunt? Deci vă spuneam că nu mai e volanul la mine. Ok. Deci nu mai e la mine volanul. Și știți cum e când nu e volanul la tine, stai în dreapta. Ești destul de stresat. La cine-i volanul? Vezi, la cine-i volanul? Pentru că la firma nu mai conduc eu, conduce băiatul meu. Și din perspectiva mea consider că face o mulțime de greșeli. Și, cum să vă spun, nu mai e la mine, nu mai simt, adică sunt antreprenor, dar sunt un fel de antreprenor din ăsta handicapat. Pentru că nu mai având, nemai având puterea executivă, nu mai e la îndemâna ta să faci tu ce consider. Și tânăra generație, știți ce părere are despre cealaltă, mai ales în punct de vedere tehnic, în punct de vedere științific chiar. Deci există contradicția firească între generații. Dar toate lucrurile, apropo de zid, deci sunt probleme, deci acum la firmă sunt probleme formidabile. Deci sunt probleme formidabile datorită conjuncturii internaționale, datorită pieței în care lucrăm, datorită bursei după care lucrăm, din cauza faptului că au crescut toate costurile, că statul e disperat să-și acumuleze la și să-și revină din punct de vedere bugetar și să încearcă tot felul de presiune asupra mediului de afaceri. Sunt presiuni din toate părțile. Birocrația excesivă din România aproape că a fost depășită de birocrația europeană, care a dat năvală peste noi și cu experiența birocratică a românului, să mai vină și experiența de la Bruxelles, face un amalgam de nu mai înțelegi nimic din legislativul respectiv. Deci suntem supuși unei presiuni fantastice și eu mă aflu pe un drum și în fața mea e un zid. Și presiunile astea la mine sunt egale cu zero. Pentru că sunt presiuni reale din punct de vedere economic, nu, financiar, social chiar, dar pentru mine sunt egale cu zero, pentru că eu am ajuns la un zid. Bine, un zid imaginativ, nu? Sigur. Am ajuns la un zid, îmi dau seama că înapoi nu se mai poate, înainte există zidul. Acum nu pot să apreciez la ce distanță e zidul ăsta, dar el cu siguranță, în mod absolut, există. Și nu fac decât să încerc să văd ce e dincolo și în momentul în care văd ce e în jurul meu, și câte nenorociri se întâmplă, și cum stau lucrurile, și ce univers păcătos există. Încerc să mă ridic pe vârful și să văd dincolo. Asta îți dă o stare euforică. Și dincolo știm foarte bine ce există, pentru că ne-a ajutat adevărul lui Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Ce există? Nu, ce există, deci toată... Nu că n-aș ști, dar trebuie să-mi spuneți. Eram... Hai să fac o glumă acum. Eram într-o zi un frate, nu-i dau numele, care mi-a zis, măi fratele meu, zice, știi cum o să fie dincolo? Zic, nu știu, spune-mi. Zice, îți imaginezi că o să fie ca în raiul musulman? Nu, sau măcar ca al nostru? Zice, o să fie muncă mai abitir ca aici. O să muncim pe brânci. Eu zic, băi, măi omule, zic, stai că îmi distrugi orizontul, zic, nu mă... Da, îmi spunea cu nădâf omul, pentru că eram într-o ipostază din asta în care constatam că foarte multă lume nu vrea să muncească.
Și noi ne plângeam de faptul că lumea nu a zis, și atunci el a avut așa o răbunie și a zis, ei, lasă că vine și lumea elaltă și o să vedeți muncă pe capul nostru ce o să fie. E, dar nu asta, nu exact, despre asta vreau să... Sunt convinsă că nu asta vă fascinează. E o glumă, nu? Deci, îmi imaginez o lume în care, așa cum ne spune Dumnezeu, cum ne învață Dumnezeu, nu mai sunt lacrimi, nu mai există niciun fel de supărare, deci ne putem imagina lucrul ăsta. Deci trebuie să ai o imaginație destul de abundentă ca să-ți imaginezi că poți trăi într-un univers în care să nu mai existe nimic rău, nimic dăunător, nimic stresant, nici o alergătură, totul să fie o poezie. Deci poți să vezi așa ceva, îți imaginezi așa ceva. Eu l-am visat de multe ori, universul ăsta. E indescriptibil în cuvinte, poate fi trăit și înțeles, altfel nu. Deci nu poți să spui despre el, dar poți să-l trăiești. Deocamdată sunteți înaintea zidului și cine știe cât mai e, să dea Dumnezeu să fie cât mai mult pentru dumneavoastră, ca să puteți împărtăși din experiența trăirilor cu Dumnezeu, uitându-vă retrospectiv. Există dezamăgiri în relația dumneavoastră cu Dumnezeu? Da, există. Da? Să știți că n-ar fi... Ca în orice evoluție, chiar m-am gândit, în orice creștere și descreștere, sunt niște studii făcute de noi oamenii, niște valuri ale lui Eliot, așa se cheamă din punct de vedere tehnic. Ele sunt analizate în special în domeniul bursier. Și ăsta demonstrează faptul că în universul ăsta creat de Dumnezeu, orice creștere nu e liniară. E o creștere urmată de o descreștere, urmată de altă creștere și în felul ăsta sunt 5 valuri consemnate din punct de vedere statistic, deci consemnate empiric, ca să zic așa. Și în relația cu Dumnezeu se întâmplă același lucru. Nu există o creștere unitară, o relație unitară, o dulcegărie perfectă, ca să mă exprim așa niște cuvinte care poate nu sunt prea potrivite, dar există și căderi. Sunt un om care sunt frământat de foarte multe ori. Mi se întâmplă adesea să mă scol la ora 2 noaptea. Cred că multă lume în ultimul timp trece prin lucrul ăsta. Deci te culci la o oră, să zicem 10, hai să zicem 11, și la ora 2 te trezești din cauza zbuciumului interior, a problemelor care le-ai acumulat în cursul zilei și nu mai poți să dormi. Și lucrul ăsta te poate epuiza. Deci lucrul ăsta este o plagă fantastică în omenire în momentul ăsta. Sunt foarte mulți. Deci procentajul de astfel de oameni este foarte mare. Oameni care se culcă, dorm câteva ore să scol, îngrijorați formidabil de problemele pe care le au. Și problemele în timpul nopții devin amplificate, enorm, se amplifică formidabil. Cu întuneric, cu te ajută și cu liniștea în jurul tău, le vezi pe toate în negru, știi? Și starea asta de insomnie, apropo de ce văd dincolo, peste zid, pentru mine e o binecuvântare. Deci din cauza problemelor pe care le am, probleme care sunt nejustificate de foarte multe ori, faptul că sunt nemulțumit că nu se iau deciziile care le-aș fi luat eu, care le-aș lua eu. Și mă frământ și mă scol din somn. Dar faptul că nu mai am somn, pentru mine e o binecuvântare extraordinară. Deci imaginați-vă că de la ora 2 până când se crapă de ziua, să stai singur și să vorbești cu Dumnezeu. Acum îl spun ca laudă, că poate să, alții pot spune, Dumnezeu, e o chestie psihică asta, să du-te și caută-te. Deci este o binecuvântare, eu așa apreciez. Și câteodată mi s-a întâmplat să mă rog la Dumnezeu, Doamne, măcar o jumătate de oră să adorm. Și adorm o jumătate de oră către dimineață și jumătatea aia de oră este formidabil de odihnitoare. Da, și pot să nu dorm și să am aceeași energie în cursul zilei, fără să mă afecteze lipsa somnului. Deci momentele de părtășie cu Dumnezeu, asta am vrut să spun, aprofundarea relației cu Dumnezeu, aici vreau să conduc discuția. Deci, în momentul în care te legi mai mult de Dumnezeu și ai legătură cu Dumnezeu, nu mai poți să trăiești fără El. Și prezența lui Dumnezeu o faci prin, știi că Dumnezeu are o vorbă, zice, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul. La un moment dat Dumnezeu ne spune treaba asta. Ia mai opriți-vă voi din alergarea asta voastră și aflați că eu sunt Dumnezeu. Deci noi nu avem momente să ne oprim pentru că nu. Și atunci, uite, de multe ori se întâmplă și un defect de asta fiziologic și găsești timp să stai cu Dumnezeu și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Deci,
Hai să spunem, vreau să mă întrebați ceva. După 23 de ani de trăire alături de Dumnezeu, ce vă doriți? Ce vă doriți acum, după 23 de ani, ce vă lipsește? Și să mă, de multe ori m-am gândit, știi, mai ales când citești în cartea Geneza, cum a făcut Dumnezeu lumea asta și cum le-a făcut pe toate bune. Și cum făcea câte un lucru și declara a doua zi că a făcut bine, toate sunt bune, toate sunt bune, tot ce a făcut Dumnezeu e bun. Și apărăm noi și am început să contestăm tot. Nu e nimic bine. Ba, eu la un moment dat, în timp ce pictam, am constatat că vopseaua albastră e mai ieftină decât aia verde. Și am zis, Doamne, de ce n-ai făcut copacii albaștri ca să poți să pictezi și eu mai ieftin? Adică noi am început să nu mai agreiem. Și am sentimentul ăsta, deși nu e bun, poate că nu l-ați auzit niciodată, am un dinte împotriva speranțelor. Și mă aflu în Sergiu Speranță TV, dar eu sunt sincer. De când? Și cât de grav deci am este. Un dinte, adică am impresia că nu mulțumesc. Deci sunt mulțumit cu ce se întâmplă. Nu mai contest nimic. Mă găs și dă niște texte, știi, toate lucrurile merg, e bine în nostru. Asta nu e rău că acceptați tot ce se întâmplă și găsiți posibilitatea de a vedea că lecțiile bune se întâmplă și atunci când sunt situații nedorite, așa cum este insomnia, cine își dorește insomnia în viață, cine s-ar așeza pe genunchi și ar spune, Doamne, dă-mi așa niște nopți în care să tot exersezi nimeni. Și atunci faptul că într-o insomnie faceți ocazie de dialog cu Dumnezeu, asta bine, e ceva extraordinar. Așa e, dar acum, după cum vorbesc eu, rezultă că viața mea e o feierie din punctul ăsta de vedere, legătură cu Dumnezeu. Nu e chiar așa. Pentru că sunt momente în care ai niște ești, ce să vă spun, ai lucruri care nu-ți merg după cum ai vrea. Se întâmplă niște lucruri împotriva voinței tale, niște lucruri care te aduc în pierdere. Pierzi niște relații la care ai ținut. Se întâmplă lucruri și ești tentat să-L contești pe Dumnezeu, dar dacă ce ai... vă face să nu-L contestați totuși? Și astăzi să fiți ce prezent, mă face să nu-L contest? Rațiune. Rațiune. E culme. Știți de ce? Pentru că în momentul în care îl contest pe Dumnezeu, eu devin rațional. Eu nu mai sunt credincios, nu mai am legătură cu El când îl contest. Acum. Atunci îl pierd. Și singurul mecanism cu care pot să ajung înapoi este rațiunea mea care mă ajută să-mi aduc aminte ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Rațional mi-aduc aminte că Dumnezeu face niște lucruri, e suficient eu să-L iubesc și El face niște lucruri bune în dreptul meu. E rațiune teologică, ca să zic așa, dar este o rațiune pură. Deci dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu, tot ce se întâmplă în universul ăsta merge spre binele meu. Deci atunci, rațional dar există nu rațional să ajungi inimii la Dumnezeu. Exact. Nu rațional să ajungi. Pentru că inima are rațiunile ei și cu siguranță trebuie să fie acolo în întoarcerile dumneavoastră și mai multă dragoste. Uneori nu știu dacă este mai multă rațiune sau dragoste sau este un amestec perfect, însă combinația dă pe plus în cazul dumneavoastră. Da, știți că și firea suferă și așteaptă sosirea fiilor lui Dumnezeu, că spune Scriptura. Deci și firea asta a noastră suferă și așteaptă. Deși rațional. Și acum că vorbim de rațiune, știți că sunt oameni care ajung la Dumnezeu prin rațiune. Bine, dar sunt oameni care ajung la Dumnezeu prin rațiune, cunoscându-L, deci rațional, recunoscându-L în mod direct, dar care totuși ajung, fac un efort de înțelegere a lui Dumnezeu. Eu laud. Absolut. Nu e cea mai bună cale. Laud să încerc să-L înțelegi. Dumnezeu are căile. Să afli cât mai multe lucruri despre Dumnezeu. Dar relația directă cu Dumnezeu este incontestabilă într-o poziție superioară. N-ai. Cu siguranță Dumnezeu are căile sale. Mă întreb acum la final, mai avem extrem de puțin, un minut doar, de ce sunteți fascinat de desăvârșire? Textul dumneavoastră favorit din Biblie este, spuneam, din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 48, îl citesc, fiți deci desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Dumnezeu vrea de la noi să fim desăvârșiți, v-am citit acum. Deci vrea să fim desăvârșiți. Deci Dumnezeu ne mai spune și altceva. Ne spune că de-aia ne-au fost dați pastori, învățători, chiar apostoli, nu? Să creștem, nu? Să creștem în sfințenie,
până ajungem la plinătatea staturii Domnului Iisus Hristos. Asta e un ideal la care Dumnezeu ne împinge pe drumul ăsta. Mă bucur că spuneți că este un proces. Iubesc ideea procesului acesta pe care îl parcurgi împreună cu Dumnezeu și în care mă regăsesc și sunt convinsă că toți cei de acasă se regăsesc în acest proces în care merg cu Dumnezeu către desăvârșirea pe care El însuși o are și la care este. Vă mulțumesc din suflet că ați fost deschis cu noi, că ați acceptat invitația, că până să dați răspunsul va trebui o zi pentru ca să vă rugați și să-L întrebați pe Dumnezeu. Și eu am făcut același lucru, faptul că suntem astăzi aici într-un platou al speranței, cred că este un răspuns din partea lui Dumnezeu și mi-aș dori ca acasă multe suflete să simtă conexiunea pe care dumneavoastră o aveți cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă fascineze în permanență. Mulțumim, ce se află dincolo de zid, dar să rămâneți suficient aici cât să puteți fi un balsam pentru sufletele celor care îl caută pe Dumnezeu și, de ce nu, să vă vedeți fiul excelând în poziția pe care ați deținut-o cândva. Mult succes mai departe și mulțumesc, Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Dragii mei, mi-a făcut așa de bine să ascult o mărturie care m-a așezat direct în brațele lui Dumnezeu. Și dacă și voi ați simțit același lucru, există o singură explicație. Duhul lui Dumnezeu a fost peste noi ca să ne învețe, să ne îndemne, să-L căutăm și să nu părăsim niciodată tărâmul acesta fascinant al credinței lui Dumnezeu. Să ținem aproape unii de alții, dar mai ales de Dumnezeu. Toate bune vă doresc!